Apostolul și Evanghelia de joi, în săptămâna a 28-a după pogorârea Sfântului Duh. Apostolul, din epistola către Tit a Sfântului Apostol Pavel citire. Fiule Tit, pentru aceasta te-am lăsat în Creta, ca să îndreptezi cele ce mai lipsesc și să așez preos prin cetăți, precum ți-am rânduit. De este cineva fără de prihană, bărbat al unei singure femei, având fii credincioși, nu sub învinuire de desfrânare sau neascultători, căci se cuvine ca episcopul să fie fără de prihană, ca un iconom al lui Dumnezeu, neîngânfat, nu grabnic la mânie, nu dat la băutură, pașnic, nepoftitor de câștig urât, iubitor de străini, iubitor de bine, înțelept, drept, cuvincios, cumpătat, ținându-se de cuvântul cel credincios al învățăturii, ca să fie destoinic și să îndemne la învățătura cea sănătoasă și să mustre pe cei potrivnici. Pentru că mulți sunt răzvrătiți, greitori în deșer și înșelători, mai ales cei din tăierea împrejur, cărora trebuie să li se închidă gura ca unora care răzvrătesc case întregi, învățând pentru câștig urât cele ce nu se cuvin. Unul dintre ei, chiar un proroc al lor, a rostit: cretanii sunt pururea mincinoși, fiare rele, pântece leneșe. Mărturia aceasta este adevărată, pentru că are pricină mustrei cu asprime, ca să fie sănătoși în credință și să nu dea ascultare basmelor iudaice și poruncilor unor oameni care se împotrivesc de la adevăr. Sfânta și dumnezeiască Evanghelie de joi, în săptămâna a 28-a după pogorârea Sfântului Duh. Citire din Evanghelia de la Luca. Zisa Domnul pilda aceasta: un om a sădit o vie și a dat-o cu învoială unor lucrători, apoi s-a dus departe pentru multă vreme. La timpul roadelor a trimis pe un slujitor la lucrători ca să-i dea din rodul viei. Lucrătorii însă, după ce l-au bătut, l-au trimis fără nimic. A mai trimis și pe alt slujitor, dar ei, bătându-l și pe acela și bagiocorându-l, l-au trimis fără nimic. A mai trimis și pe al treilea, ei însă, după ce l-au rănit și pe acela, l-au scos afară. Atunci a zis stăpânul viei: ce să fac? Voi trimite pe fiul meu cel iubit, poate că văzându-l pe el, se vor rușina. Însă lucrătorii, când l-au văzut, au vorbit între ei și au zis: acesta este moștenitorul, veniți să-l omorâm, pentru ca moștenirea să fie a noastră. Și scoțându-l afară din vie, l-au omorât. Deci, ce le va face stăpânul viei? Va veni și va pierde pe lucrătorii aceștia, iar via o va da altora. Dar ei, când au auzit, au zis: ferească Dumnezeu! Iisus însă, privindu-i în față, le-a greit lor: atunci ce înseamnă cuvintele acestea care au fost scrise? Piatra pe care n-au luat-o în seamă ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului. Oricine va cădea pe piatra aceasta se va sfârma, iar peste cine va cădea ea, pe acela îl va spulbera. Te rugăm, Doamne Iisuse Hristoase, fă-ne lucrători în via Ta cea sfântă și scoate lucrători în via Ta cea sfântă, pentru ca să propovăduiască până la capătul lumii cuvântul sfânt al Evangheliei Tale. Amin.